În urma unei sesizări cu privire la faptul că un bărbat din comuna Cocu sustrage energie electrică, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Poiana Lacului s-au deplasat împreună cu reprezentanții furnizorului de energie electrică, constatând că în curtea locuinței indicate se găseau două corpuri de iluminat care erau racordate la rețeaua electrică stradală. Ca urmare a celor constatate, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt de energie electrică, de lapidare și folosirea de instalații clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Pitești. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun.